Salutare, dragii mei prieteni, cu voi este Mihail Cycle și astăzi încercăm să filmăm 100 de flotări în handstand, adică 100 flotări în mâini la perete. O să încercăm să facem cât mai rapid, o să pun timp, o să vă arăt timp, o să încercăm să facem cât mai rapid, cât mai calitativ. Aceste flotări pentru mușchii umerilor, o să pompăm absolut foarte, foarte, foarte tare umerii și o să ne distrăm la maxim. Căci fiecare antrenament pentru mine este o distracție. Principal, o să începem să dorim aceasta și totul se va realiza. De aceea, dragii mei prieteni, să începem să ne distrăm. Și să nu uităm căci atunci când ne distrăm și creștem mari și puternici. Așa că să-i dăm drumul. De aceea vă arăt focus. Good. Deci 3, 2, 1. Să începem să vedem în cât timp o să facem 100 de flotări în mâini. Let's go. Music. Go. Street alone. Her head was down, face locked onto the phone. Avem 10 deja. O să facem câte 10 ori. I could be color unknown. And then I tell how to look into my eyes and never let it go. Deja am 30 de ori. Deja avem 50 de repetări, au mai rămas încă jumate. Obositor, deja avem 60, mai avem încă 40. Timpul este 10 minute. 27. We're about to turn it on.
Deja avem focus. Deja avem 70 flotări. Umeri explodează. Dar noi continuăm mai departe. Let's go. Avem 80 de repetări, mai avem încă 20 și ultimele 20. Umeri deja, nu mai rezistă. Principalul este capul care trebuie să reziste. Let's go! Noi continuăm mai departe. 15 minute, 50 secunde. Uitați-vă aici. Mai avem 10. Doar 10, două seturi. Vreau să termin în timpul de 20. Încheturile, mâinile nu mă suportă. Foarte tare mă dor și umerii. Ultimele 5 repetări. Deci acesta este timpul. 19 și 37. Vă mai arăt o dată. Am crezut să fie mai ușor. Dar a fost mai complicat. Așa. Vă propun și vouă să încercați acest challenge. Puțin să-l numim și așa. Și să-mi spuneți în cât timp o să terminați și voi. Dacă vouă a fost interesant acest challenge, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal, scrieți în comentariu dacă doriți să fac încă un astfel de challenge, doar că să nu fac flotări mâini la perete, doar că să fac flotări mâini sau la paralele sau pe pământ, fără perete, fără nimic. Să încerc atunci. Atunci o să fie un alt adevărat. Așa că abonați la canal, nu uitați să dați like și rămâneți cu mine, nu vă dezabonați că video-ul ăsta iasă. Acum revin la forma mea normală. Am fost foarte încărcat, foarte ocupat și nu am reușit să încarc video mai des, dar acum o să pot să ne încarc mai des. Ne vedem data viitoare. Rămâneți pozitivi, bucuroși și mari. Nu doar aici, dar și aici. Pace și iubire. Pa, pa!